actriță, pictoriță, cântăreață și fâșneață. Pentru a doua oară pe scena Casei de Cultură a Tineretului din Reghin, cu drag de scenă și, după cum veți vedea, de râsete și comedie, Alexa Istrate! Aplauze! Sigur știți melodia asta, nu? O știți? Cum să nu? Mințiți! Vezi că cine minte se transformă în broască. I don't wanna live.
nu la următoarea melodie, cum ar fi acum, schimb tot și nu mai cobor de pe scenă. Cine mă trece? Vă salut, mă bucur din tot sufletul că sunt la Reghin din nou. Acum m-am luat emoții, încep să-mi tremure genunchii. Prima oară când am venit la Reghin, mulțumesc Naste Marcel pentru prezența mea aici și pentru invitație. Mulțumesc. Ce facem? Păi ce facem? Ce-am făcut, șef? Așa. Prima oară am venit la Reghin la Acoustic Live Fest, care a avut loc în octombrie. Surprinzător, l-am și câștigat, dar nu singură, cu colegul meu de scenă. Și de atunci m-am îndrăgostit de Reghin, de mâncarea extraordinară de la voi, de aerul extraordinar de la voi și de liniștea extraordinară de la voi, că în București știm cu toții cum e. Vreau să zic ceva înainte să... sau să cânt piesa și după aia. Ce ziceți, domnul Sfânt? Zic acum? Ok. Să nu se supere Marcel pe mine, nu era în program, m-am gândit cât să deam în spate. Îmi place foarte mult ideea de o zi dedicată iubirii, dar să nu uităm că și noi avem o zi dedicată iubirii. Ea este 24 februarie, cum se numește? Exact. Și aș propune organizatorilor ca la anul această întâmplare să aibă loc pe 24 februarie, că tot ziua iubirii este și o să vă zic o fabulă pentru treaba asta, n-am nu cred. Așa, sper să vă placă, o să vă zic după aia și de ce v-am spus fabula. E în felul următor. Vaca, dusă ca să pască, a văzut pe mari o broască. Verde ca o paparudă, mică, ageră și udă, dar privind cu jind la ea, zise vaca. Doamne, dacă aș fi miniatură ca această creatură, așa sunt nenorocită. Am picioare mari și groase, de alminteri prea cărnoase, șoldurile dezvoltate, straturi de grăsime în spate și un cuget colosal. Că mi-a zis un bob brutal pripășit pe aici prin gorj, ia-ți madame să fie în jorj. În sfârșit, sunt disperată. Și ce bine am fost ca fată. Broasca, firea tristă, când văzut că vaca e tristă, zise vaci. Fă o cură, nu băga nimic în gură, umblă mult și bea lichid și ai să ai un trup splendid. A încercat o performanță. Toată vara a postit și pe urmă a murit. Morala, nu poți fi subțire dacă genul tău e să fii vacă. Cam asta este. Ne place să luăm lucruri de la alții și ne realizând că le avem și noi. Iubesc țara asta, iubesc tradițiile ei și îmi doresc din tot sufletul să nu se piardă niciodată. Hai să tac și eu că bagă plime. Run, deep, run, wide. Și simt după mine, nu?
Vă place Maria Tănase? Nu. Cei tineri ar trebui să asculte Maria Tănase, cred că v-ar plăcea. Și mă gândeam să cânt, uite, dacă tot e Valentine's Day, ar trebui să ne iubim și să nu ne trădăm relațiile. Un fragment, nici nu știu să vă pun pe toată, dar îmi doream să o cânt pe scena asta, că data trecută nu m-au lăsat. Așa. Cine iubește și lasă? N-avem nici de lasă. Cine iubește și lasă? Cine iubește și lasă? Dumnezeu să-i dă pedepsă. Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Târâișul șarpelui și pasul gândacul lui, vâșâitul vântului, pulberea pământului. Băi că-i furnică de furnică, la trup mare, la cap mică, și la mijloc subțirică, de umblă pe sub pământ, tot se ține de cuvânt. Păi, cu mesaj. Cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Să-i dea. Cred că le-am depășit, nu? Bine, dacă le-am depășit, vă mulțumesc frumos. Alexa Estrade sunt, fac parte din trupa Cats on the Roof. Vă invit să o căutați pe net și revin la Reghin cu mare drag oricând. Și poftă bună la mâncarea foarte bună pe care o aveți, că noi mâncăm de la fast food. Seară faină!